Da, am revenit în direct. Trecem la asfaltări, da? Primul subiect din partea a doua emisiunii. Colegii mei au mers astăzi pe teren și avem imagini de astăzi pe unde mai asfaltează echipele de la Urbiserv. Cu ce începem? Începem cu primăverii, da? Primele imagini de pe strada primăverii, din câte am constatat și au constatat și colegii mei care au mers astăzi pe teren. Pe strada primăverii nu prea se asfaltează, s-a asfaltat astă toamnă, se lucrează mai mult pe la trotuare, din câte am văzut, și iată, imediat urmărim și noi aceste imagini. O stradă destul de întinsă, undeva din cartierul Dorobanți, neasfaltată niciodată până în momentul de față. Vedeți și dumneavoastră, pe carosabil există un covor asfaltic așternut de Urbiserv în toamna anului trecut și se lucrează, să zicem, la asfaltarea trotuarilor. Iată, vedeți pe băieții de la Urbiserv. Există nemulțumire, da, pentru cea de-a doua categorie de cetățeni care locuiesc pe strada primăverii. Este vorba de cei din porțiunea, uite și aici e un lucru interesant, vedeți, e ceva pe mijlocul străzii. O gură de canal. Exact, așa trebuie lăsată, o gură de canal. Nu? Că asfaltarea s-a făcut pe carosabil în toamna trecută, da? Deci înțeleg că se poate circula cu mașina. Dar bine, asta e așa o mică cârcoteală de-a mea. Dar sunt nemulțumiri pe strada primăverii pentru locatarii acestei străzi de dincolo de liceul Alexandru Marghiloman înspre strada Gârlaș. Da? Respectivilor li s-a promis și lor asfalt și municipalitatea, iată, întârzie să ajungă. Mi-aduc aminte chiar că la ultima ședință de Consiliul Local a fost un desant de locuitori de acolo, de pe strada primăverii, care l-au luat serios la rost pe domnul Boșcodeală că, deși s-a promis asfalt, la ei totuși nu a ajuns. Bun, trecem de la strada primăverii la strada Viilor, în aceeași zonă a municipiului Buzău, undeva prin cartierul Dorobanți. Din păcate, pentru cei de pe strada Viilor, veștile nu sunt atât de încurajatoare. Așa, după primăverii, măcar văd asfalt, dar chiar și aia care nu l-au, dar văd așa în zare. Aici, pe strada Viilor, vedeți și dumneavoastră, nu există asfalt. Strada este doar balastată de ceva ani și, din păcate pentru aceștia, vestea proastă este că asfaltul nu va ajunge nici anul ăsta pe strada Viilor. Luăm un telefon în direct, înțeleg că o doamnă este pe fir. Să rămână, spuneți, vă rog. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Am deschis acum televizorul și am văzut cu asfaltarea. Dacă tot mai faceți poze așa sau imagini, v-aș invita în poștă. În poștă, într-adevăr, toate străzile sunt asfaltate așa. Veniți pe ultima stradă, pe Satur Linie, și să vedeți cam cum e strada. Nu s-a asfaltat deloc pe Satur Linie? Nu. Deci, de 7 ani de zile de când stau aici, se tot promite numai la alegeri. Am înțeles. Am fost și eu pe strada respectivă, tot așa la o sesizare a unui telespectator. Într-adevăr, nu știu, eu am fost acum vreo 3 ani, nu era asfalt pe strada. Să ziceți noastră că a rămas la fel. Da. Da. Poate la mare asfaltare, dacă se va face vreodată. Când? La marea... Mare așteptare, nu? Mare asfaltare, mare așteptare. Da, probabil. Am înțeles. Bine. Și i-aș invita pe domnii de acolo să vină și noaptea. Că nici becuri nu sunt pe stradă și când plouă. Da, aveți ceva cu ei, bagă de seamă. Da. Bine, dacă mulțumim frumos. Dacă ei ne bagă. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Doamna, așadar, Saturn Linie, da? Cei de la primărie să treacă în catastif și această stradă. Deci vedem acum imagini de pe Viilor, da? Din păcate, înțeleg că nu va ajunge asfaltarea și la ei în acest an, deși a existat o promisiune, mi-aduc eu bine aminte, la începutul anului, a fostului viceprimar, domnul Sebastian Radu, acesta promitea că se va asfalta anul ăsta pe Viilor, dar plecând domnul Sebastian,
nu știu ce s-a mai ales din planul lui, avea un plan domnul Sebastian Radu de asfaltare a ultimelor 50 de străzi neasfaltate din municipiul Buzău. Acum nu știu. Dacă... Așa de multe sunt? Așa de multe. Am rămas și eu impresionat, dar într-adevăr sunt încă 50 de străzi neasfaltate. Asta spune ceva poate și vis-a-vis de, modul în care domnul Boșcodel a administrat acest oraș 20 de ani. Care a administrat în sfârșit? Dar de ce nu ați filmat de la Gorbaciov încolo pe Marghiloman? Deci a fost asfaltată cât de cât era asfaltată, acum e spartă. Gropi, gropițe? Nu, e, a săpat, sapă ceva acolo, în groapă, pentru că e... A, am văzut, vorba de o lucrare, ceva o cu lucrare, gazele. Nu știu cu ce, dar abia au terminat de asfaltat și au și spart-o, ca să fie, cum să spun eu, să fie mulțumiți cei din zonă. Bun, vis-a-vis de străzile astea, haideți să vedem ce au spus domnului primar Constantin Boșcodel în urmă cu câteva zile. Locuitorii de pe strada Primăverii, a fost un desant așa de cetățeni nemulțumiți că nu mai ajunge asfaltul la ei. Strada Rapovii se asfaltează sau nu se asfaltează? Nu mă pus pe aceea. Vin la peste câți ani? Deci rămâne... Vinilor? Nici aia. Vinilor. Vinilor s-a putea nu s-a mi-a luat aprobare pe gimnazii și mi-a luat banii pe asfalt. Mi-a dus în spate asfalt. De unde asfalt? Nu cred. Păi cum dacă așa mi-a luat? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Cum să vă păcălească dacă nu prea le-am început să ne vorbim? Păi când domnul vrea? Când se finalizează? Când mă trebuie că ei se vorbă când? De 20 ani finalizează. Chiar așa? Noi plătim din plătii când suntem. Stimați cetățeni. Mai suntem apă nața de pandă, canalizare nața de pandă și ceva de ană mânat și un drum și gaze, nu? E adevărat, toate au fost. Îmi pare rău că nu iau cuvântul și îmi cer mii de scuze. Credeți că este normal în anul 2010 să n-aibă cineva apă când ați băgat de vreo 3 ani sau 4 ani este apă băgată pe strada asta? Este ceva normal? Sau e ceva ilogic să avem apă? Deci nu trebuie să ne scoateți ochii când ați băgat apă, domnul Boșcodel. Asta trebuia făcută după timpul lui Ceaușescu apă. De mai zic că două ceva de ani avem de mult cu magistrat. De mult mandate s-au încă banii după strada aceea. S-au investit în alte părți, sau cine știe ce s-a întâmplat. Domnul primar, că ne-am băgat apă cu banii noștri. Cu banii noștri ne-am băgat, m-a costat 22 de milioane. Canalizarea a băgat-o noi. Da, 22 de milioane am dat. Achitanții de acasă mi-a dat, cu banii noștri. Acum trebuie. Trăim cu certitudinea că poate ne asfalta strada într-un sfârșit și chiar vă rugăm frumos și din suflet. Dacă aveți un consilier local care vrea să răspundă de acea stradă, ar fi foarte bine să discutați cu el. Dacă vă aduce aici acasă... Da, am discutat de enorm, domnul primar, și am crezut că ne minte tot timpul și ați venit acolo. Ați venit dumneavoastră, fiecare dintre noastră, ați venit ca să discutăm la birou. Da, am văzut o parte din scandalul care a avut loc în ultima ședință de Consiliu Local. Eu aș domni în felul ăsta că oamenii nu mai au răbdare, domnul avocat. Este și firesc, mi se pare de-a dreptul obscen să spui, domnule, dar știți, v-am băgat apă, v-am băgat și de-aia n-aveți asfalt. Păi, domnule, oamenii au ripostat pe bună dreptate. M-a costat 22 de milioane ca să bag gaze, nu știu mai cât m-a costat să toarne asfalt peste ceea ce a făcut aia de la gaze și acum să mai aștepte încă nu știu cât timp pentru că ce? Pentru că nu știu, eu chiar aș aștepta de la cetățenii de acolo să-și trimite, domnule, în Consiliul Local un reprezentant. Înțeleg că un consilier de la PPDD a vorbit cu dâns și le-a spus, domnule, există și această posibilitate. Dacă aveți o nelămurire, o nemulțumire mai degrabă, veniți în Consiliul Local și spuneți-o. Haideți să ne înțelegem. Oamenii respectivi să-și trimeată un reprezentant în Consiliu să-l aleagă, domnule, să-l mai aleagă. Voteze. În momentul în care eu am început să fiu sceptic că la Buzău vor mai fi aleși reprezentanții partidelor, pentru că nu se poate așa ceva. Ăștia se duc acolo în Consiliu, nici măcar din punct de vedere, să zicem, moral, nu le crapă obrazul de rușine, pentru că ei stau și avizează toate inepțiile pe care le-a făcut Boșcodeală și pe care le propun partidele politice. Bun, haideți să mai luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnule avocat Angelu și buzenilor. Domnul Angelu, să știți că reprezentant au cetățenii din Primăverii, este vorba de domnul consilier Nea Gudan de la PPDD. E un lucru bun că i-a chemat acolo.
Bun, rezolvarea se pare că nu există din partea domnului primar, scoțându-le ochii. Eu i-aș face un cadou domnului primar. În primul rând, mă rog la bunul Dumnezeu ca să-și rezolve probleme, să se poată concentra pe ce mai poate face în acest oraș și sper să fie ultimul mandat. I-aș face un cadou acum de Sfântul Constantin și Elena să rămână în istorie ca primarul peticilă. Oricum așa rămâne. Deci eu așa văd lucrurile. Dacă greșesc, să mă scuze cetățenii orașului. Nu, păi cred că aveți dreptate, într-adevăr. Adică, să petice străzile, dar asta e, nu, ne-am obișnuit deja, dar poate, nu știu, dacă se va face vreodată mare asfaltare, să schimbe, iată, epitetul, să se schimbe epitetul pentru domnul Boșcodeală, nu? Sunt de acord, deci mai are timp până când iese din acest mandat. Da, și în plus să nu uităm că domnul Boșcodeală ne-a sugerat, să zicem că nu ne-a promis transport gratuit din luna septembrie pentru toți buzoieni. Da, e bine să se împlinească și acest. Mai nou, avem și gratuitate la Drăgaică, iată, nu se mai plătește bilet la Drăgaică pe 6 iunie când se deschide noua ediție a Drăgaici. Ar mai fi un aspect acolo de rezolvat la Muntarea, în sensul că duminica chiar se pot întâmpla și mi s-a întâmplat și mie multe accidente din cauza parcărilor care sunt alandala în zona podului și nu numai. Ar mai fi o chestiune, domnul Tărec, faceți o chestie așa, când aveți emisiunea dumneavoastră, de exemplu, sau când mai există publicitate, un set de telefoane ale celor responsabili din oraș, adică primărie, poliție locală, mediu, când apare o problemă, cetățenii să sune la aceste telefoane. Am înțeles. Le mai greu să caute să le aibă. De exemplu, mi s-a întâmplat azi un aspect. În zona gării se face o construcție nouă lângă acel pasaj subteran. Au un gard de protecție, dar l-au dat la o parte. Sacii de ciment goi au luat-o la vale datorită vântului, au ieșit în stradă. Am sunat repede la poliția locală, am găsit un domn care era de serviciu destul de bine înțelegător, a trimis echipajul și le-a spus ca să ridice. Am înțeles, deci mai multe numere de telefon utile, da, pentru buzoi. Pentru a suna în caz de nevoie. Da, mulțumesc frumos pentru... De genul acesta, care ne deranjează, să anunțăm serviciile în drept. Mulțumesc. Am înțeles și eu. Mulțumesc frumos pentru intervenție și pentru sugestie. Zic eu una bună. O să încercăm zilele următoare să facem un set cât mai complet, da? Cu numere de telefon utile pentru buzoi. Să citesc și câteva dintre mesajele venite de la dumneavoastră în această emisiune. Cineva ne spune așa, s-a făcut trotuar pe strada stadionului sau bulevardul stadionului înspre Caraiman acum maxim o lună, dar și parcare. Da? Am lăudat la momentul respectiv, s-a făcut o parcare în apropierea parcului Crâng. Ne scrie telespectatorul, trotuarul prezintă deja multe numeroase umflături. Tot telespectatorul trage concluzia de ce varză trotuarul respectiv. Poate mergem și noi mâine să vedem. Mulțumim frumos pentru sesizare. Mai luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara. Vreau să mă folosesc de domnul avocat pentru că este om de drept și dânsul a fost în discuție seara asta sintagma aceea de suspiciune rezonabilă. Am înțeles la dânsul că dânsului ca avocat nu-i convine acea formulare pe care se folosesc procurorii și care acoperă de fapt subiectivismul și câteodată nepriceperea lor, mai ales în momentul în care au reținut sau au arestat pe cineva. Să înțeleg, maestre, că sunteți de acord cu ceea ce a propus Parlamentul, înlocuirea aceste sintagme cu aceea de indicii temeinice. Temeinice, da. Sunteți de acord cu această modificare. Da. Ce se întâmplă? Nu din cauza profesiei. Această sintagmă, suspiciune rezonabilă, este tradusă alandala din engleză. Normal, bineînțeles. Adică lui păi, acolo are cu totul altă semnificație, iar exact. Sistemul anglosaxon are cu totul și cu totul alte reguli. Deci, înțeleg că dumneavoastră este de acord cu modificarea pe care o face Parlamentul zilele astea, domnul președinte nu e de acord. E treaba domnului Iohannis, dar din punct de vedere strict al principiilor dreptului
nostru la timp. Mă refer la principiile dreptului, exact. Modul în care vă ajută pe dumneavoastră. Nu mă ajută pe nimeni. Nu, nu, ce vorbesc ca apărător al celor care se lovesc de aceste probleme. Nu, haideți să ne înțelegem. După modificarea codului de procedură penală, avocatul este a cincea rată la coruță, să fim înțeleși. Deci s-a modificat codul nostru de procedură penală după alte principii decât alea care le-am avut până acum. Cred că nu e spită, e partea aia metalică pe care merge roata și o calcă toată ziua. Da, ceva de genul ăsta. Așa, și acum pentru domnul Tereacă, revenim la domnul primar Bospodeală, care și-a schimbat domiciliul la Năvodani. Domnul Tereacă, fac un apel la dumneavoastră ca om de presă și știu că aveți această posibilitate. Mergeți la nou domiciliul al domnului Bospodeală la Năvodani. Filmați-l, să-l vedem și noi, pentru că este primarul nostru. Și supăviesc că a dobândit acest nou domiciliu în perioada cât a fost mandatarul nostru, când a fost în fruntea acestui oraș. Și eu sunt curios, vreau niște răspunsuri la câteva întrebări. În ce an a fost construit această vilă de la Năvodani? De către cine a fost construit? Asta e interesant. Ca firmă. Ce firmă a construit acolo? Și de asemenea, care sunt vecinii domnului Bospodeală? Cine mai are proprietatea acolo? Am înțeles, dar nu credeți că sunteți cam pretențios? Vreți cam multe să știți. Știți de ce? Eu de regulă fac concediile vara la... Sunt un adept al corpului. Îmi place să mă duc cu corpul. Îmi place să stau la soare și să mă bălăcesc. Și știu că era spre Mamaia, dar la ieșirea de Mamaia spre Năvodare era un loc. Pentru corturi, da. Fraților, m-am dus după vremea când acolo nu erau niște sălci în care mă întrebam mereu, când mă duceam la WC-ul care nu exista și să caut demne pentru grătar. E să știți că acolo, pe plaja aia, m-am întâlnit cu toată protipendata cultăului care era în acele. Deci... niște întrebări stricte la care vă rog... Am înțeles, dar dacă vă duceți acolo, s-ar putea să arunceți înaintea noastră, dacă tot mergeți la mare și ați aflați dumneavoastră. Ne spuneți dumneavoastră nouă. Acum bătrânit și așa, ceea ce vă spun. Ce sunt cheltuiala? Postul nu-și permite cheltuiala. Nu, da. Am înțeles. Vreau să... Măcar niște poze, așa. Am înțeles. Viluța, haideți să vă spun eu. Viluța este modestă, să știți că nu este cine știe ce de capul ei. Cum este, domnul procuror? Deci este o vilă construită din panouri din astea și este trei încăperi, o baie și cam atâta. Vedeți? Deci domnul avocat a fost mult mai curios decât noi. E singură, are curte personală. Da, are o mică curticică și sunt trei viluțe aparținând unor buzoieni, unul așa construită de același antreprenor. Câte tronsoane sunt acolo, domnul? Cum? Câte tronsoane sunt acolo? A, nu știu, eu am văzut astea de foarte multă vreme, atunci când s-a construit, nu acum. Trei tronsoane, a câte patru vile pe fiecare spate. Ceva de genul ăsta, da. Deci sunt trei tronsoane, opt apartamente. Am înțeles, deci văd că dumneavoastră știți foarte bine despre ce e vorba. Înseamnă că ai extins-o, că inițial era o viluță modestă. Nu. Sunt călătărutimea unui bloc de-al nostru, din Buzău. Și culmea este că faianța și creția seamănă cu ceva după la voi până la aici. Da, și asta știu. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Cine merge la mare, da? Pe litoralul românesc, nu, poate să îi observe de aproape, da, vila. Acum e înglobat într-un ansamblu. Numai, înainte era mai stingher, așa. Cele trei erau mai stingheri, trei viluțe. Bună ziua, filmați, vă rog, ne scrie un alt telespectator, lucrarea celor de la Ramsa, de la compania de apă din Micro 3, în spatele Bulevardului Unirii, la blocurile din spatele magazinului Romstal. Lucrarea a început de 2 săptămâni și mai durează 3 luni. Muncitorii lovesc o dată la 2 ore cu ciocanul acolo, este strigător la cer, ne scrie un telespectator. Păi e și cald acum, deci dracu. Să vedem și noi dacă e la Ramsa sau la compania de apă. Vis-a-vis de mare asfaltare, marea păcăleală, ne scrie un alt telespectator, se amână precum termenele domnului primar, ne scrie un alt telespectator. Bun, mergem mai departe, trecem și noi la un alt subiect. Nu, vis-a-vis de ce se mai asfaltează prin Buzău, avem câteva imagini filmate astăzi. Tot în cartierul Dorobanți se asfaltează, iată, o stradă din cartier, cea care face legătura între piața din Dorobanți și strada Gârlaș. Haideți să vedem câteva secunde imagini și de acolo. De Gârlașul să... Iată, să mai lucrează în Buzău și să asfaltează, să dăm și lucrurile bune care să petrec. Iată, o stradă care era
plină de gropi și de hârtoape va arăta, nu ca la carte, dar va arăta într-un fel mai acceptabil pentru locuitorii din zonă și pentru cei care au treabă pe acolo. Bun, mergem mai departe. Haideți să discutăm puțin despre Spitalul Județean și criza medicilor din Spitalul Buzoian. Din câte înțelegem, probleme mari la oncologie și la UPU. Nu mai sunt spital, nu mai sunt medici. Haideți să vedem ce spune purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean. Înțeleg că se mai organizează încă o dată a ena oare concurs pentru ocuparea posturilor. Li se promite și ceva medicilor care ar veni la Buzău. Haideți să vedem ce. Noi am oferit posibililor candidați facilități precum o primă de instalare echivalentă cu un salariu pe lună sau banii de cazare în valoare de 1000 de lei, dar niciun candidat nu s-a arătat interesat. În perioada imediat următoare, conducerea Spitalului Județean va scoate la concurs posturi de medici pentru secțiile cu deficit mare. Acestea sunt oncologie și unitatea de primiri urgențe. Noi sperăm ca la acest concurs să se înscrie cât mai mulți medici, pentru că Spitalul Județean are nevoie de cadre medicale. Da, am văzut declarația, sună frumos așa, dar din păcate nu se întâmplă nimic. Medici nu vin nici la urgențe, nici la oncologie. Vedeam un material ieri că la secția de oncologie a Spitalului Județean nu mai există niciun medic cu normă întreagă. Sunt doi, dar cu jumătate de normă. Ce se întâmplă? Sunt specializări care nu prea sunt căutate din foarte multe considerente. Și din prejudecăți, și din cauza salariului, și din cauza faptului că totuși acolo, cel puțin la oncologie, trebuie să ai un temperament și un caracter puternic, pentru că ce tragedii vezi acolo, greu de, să zicem, de suportat. De dus, ca și medic care ar trebui să faci ceva pentru persoanele respective. La urgențe la fel, trebuie să fie specializare în domeniu. Asta este chestiunea cea mai tragică. Medicii care fac specializări și dobândesc calitatea să poată să acceseze asemenea posturi sunt din ce în ce mai puțini, lucrurile sunt complicate, prima de instalare este ridicolă. Acum nu știu cât e prima de instalare mai exact. 1000 de lei, n-ai auzit. 1000 de lei. Sau un salariu care este tot 800 de lei sau cât. Așa, și li se mai oferă facilitatea, din câte înțeleg, dacă nu sunt buzoieni, li se plătește ce? Chiria. Da, da. Și nu știu dacă și utilitățile sau numai chiria. E chiria, că utilitățile... Bun. Sunt suficiente, domnul avocat? Nu. Nu vine nimeni, pentru că, spun încă o dată, medicii sunt, ca să meargă la oncologie, trebuie să fie specializați, să fie medic specialist. Nu poți să fii orice rezident ca să se ducă la oncologie. Bun, de, prima asta de instalare, ceva, ce zonă asta, de 10 milioane, este ridicolă, e un mizilic, da? Ăștia se duc așa, iese de două ori la restaurant doctorul cu soția și ia cheltuie. Nu e vorba să iese la restaurant. Este vorba că sunt necesari... Nici nu-și permite doctorul, nu, să meargă la restaurant ăsta. Sunt bani care ar acoperi, să zicem, transportul mobil după ce își găsește omul un apartament să-l închirieze, să se instaleze, în sensul să-și mai ia și perdele sau, mă rog, ștergători de praf la ușă. Bun, ce ar trebui făcut un avocat atunci? Greu de crezut că se va rezolva prea curând. Această, să zicem, tentativă de controlare a fluxului de bani din sănătate în baza cardului, nu știu dacă va fi funcțional în următoarele 2-3 ani. Bun, mai luăm un telefon în direct și vă întreb mai apoi ce ar trebui să facă, nu știu, conducerea municipiului, a județului, ca să avem totuși medici. Bună seara, sunteți în direct, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Oraș, dumneavoastră și domnului avocat. Referitor la ce ziceați noastră legătură cu medicii, o soluție ar fi clară. Să le ia banii la hoții ăștia care au furat sutele de milioane de euro și să facă amenajări în spital și să crească salariile la medici. Pentru că vă dau un exemplu, acum o săptămână, și stau și acum și o săptămână, am avut un caz, fratele meu a decedat și până să decedeze, m-am dus la tomograf. Tomograful spitalului județean, partea dreaptă, nu funcționează de nu știu cât timp. Tomograful la particular vis-a-vis funcționa. Noroc că am găsit un medic extraordinar la particular care i-a făcut tomografie imediat, fără să-mi ia bani, fără nimic. Dar cum e posibil? Tomograful spitalului plătit de noi, unde contribuim cu atâția bani, nu funcționează și la particular vis-a-vis funcționează. E o întrebare. Și a doua,
Păi cum să vină medicii când sunt, vai de mama, blamați și înjurați și pe, mă uitam și la urgențe acolo, eu înțeleg, acolo sunt fel de fel de necazuri, probabil vin un oameni pe poate moarte, păi, dar și plătiți din ce? Și normal că pleacă unii mai bine, dar ia să cineva să întindă o mână și asupra lor. Și banii sunt. Cum au băgat zeci de milioane de euro, cum au furat peste tot, de ce să n-aibă grijă de medici? Bun. Să le facă undeva special pentru dânsii, să le nezneze, să le îi ajute cu cazare, cu tot. Și vedeți ce medici avem. Bun. Pentru că au venit medici din alte spitale, la noi la Buzău, și dau consultații și tot pentru că, de ce? Și ai noștri pe plan local? Bun, spuneți dumneavoastră, domnul telespectator, că să li se dea salarii corespunzătoare medicilor din ce? Din banii care au furat alții, da? Din banii care au furat, domnul Tărea, că ați văzut, și când se face bugetul, de ce domnul Ponta și tot PSD și dacă l-a putut, nu zice, domnule, stai un pic, sănătatea e pe primul loc, că poți să fii multimiliardar dacă nu ești bolnav, la revedere. Bun, atunci cum să zicem, din ce recuperează ăștia în urma condamnărilor, DNA-ul și așa mai departe, da, să meargă banii direct la Ministerul Sănătății. Păi domnul Auraș, faceți o socoteală, când auzi că a delapidat Udrea nu știu câte sute de milioane, ăsta a luat-o la Buzău, a luat-o la, dacă adunăm toți banii aia și împărțim la sănătate, păi am deschis spitalele care le-au închis Aiurea. Am înțeles. Deci o idee a dumneavoastră asta ar fi ce să confiscă, da, din marile și micile pății? Cu ce mă încălzește pe mine că îl ține pe la 15 zile la arii, după aia îl ține acasă? Să ia banul, să zic aici, nene, cât ce salariu ai tu, ca primar, ca prefect, ai 20, 30, 50 milioane pe lună, da? De unde ai atâta avere? Ia dă tu banii încoace. Mulțumesc frumos pentru... Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Nu e o soluție, o variantă cam excentrică asta? Nu. Să spunem că e populistă, domnule? Nu, nici populistă, nici excentrică. Problema este că sumele respective care se pot recupera sunt derizorii în raport cu necesitățile din sănătate. Asta este realitatea. Deci nu e o variantă bună asta? Nu, problema este de gestionare ceva mai înțeleaptă a banilor, că domnul telespectator spunea că și dânsul, ca și toată lumea, contribuie la asta, asigurările de sănătate. Păi pe mine mă doare stomacul când dau sumele alea și când mă duc la spital sunt tratat exact ca toată lumea care dă la salariu minim pe economia națională, dar nu m-ar deranja asta. Păi nu, dar să n-aveți necazuri din astea cu tomograful. A, bine, asta cel puțin nu mai discut. Domnul Angelo, eu am mai spus lucrul ăsta în emisiune, îl reiterez și de față cu dumneavoastră, n-ar trebui să fie asta o prioritate 1, 0 pentru șefii Consiliului Județean și pentru șefii primăriei să facă ceva, domnule, să aducă medici. Să-i plătească cum trebuie și să avem medici la spital. Consiliul Județean este, are chingile dispozițiilor legale care nu-i permit să facă chiar ce vrea acest Consiliu. Da? Din punct de vedere al grilei de salarizare este adică dacă prin lege. Dacă unul, care bani Consiliul Județean? Dacă Consiliul Județean ar veni, du-te domnule, la noi la Buzău nu avem medici la oncologie. Da? Dar uite, grila noi plătim Consiliul Județean, am găsit doi medici, dar dăm câte 50 de milioane pe lună medicilor ăstora. Vine cineva și să ia la întrebări pe ăștia de la Consiliul Județean? Da, are King Up care se numește grila de salarizare la nivel național, pe funcții, funcționalități și pe toate. Nu poate să iasă din grila respectivă. Asta e nenorocirea. Da. E o nenorocire. Sunt de acord cu noastră că e o nenorocire. Mai citesc un mesaj din partea unui telespectator. Dacă vor să... Avem și telefon. Întâi telefonul și apoi mai citim din mesaje. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Tărea, că dumneavoastră aveți jurnalist pentru investigații? Să zicem. Cât am mai rămas așa, destul de subțire așa pe Buzău, pentru că sau alte sunt, e o discuție destul de amplă aici vis-a-vis de jurnaliști pentru investigații. Tot de bani e vorba. Nu vă solicit salariu, îmi plătesc numai deplasările, mă rog, și întreținerea pe ziua respectivă. Am lucrat în domeniu, prin 92 chiar l-am urmărit pe Sorin Ovidiu Vântu. Și fac o cercetare vis-a-vis de ce spunea și cel telespectator dinainte, cu filișoarele, cu... Dar o să plătesc de deplasarea și pe la Benidorm, la perla, una din perlele litoralului spaniol, că am înțeles de la un buzoian că a lucrat la vila domnului Boșcodeal acolo, în Benidorm. Am înțeles că mai ești prin Monaco,
Deci, am înțeles. Vis-a-vis de colaborare, vă aștept mâine la redacție, da? Și discutăm. Bine, domnul Zărec. Bine, asta era o paranteză, domnul Zărec. La spital sunt probleme grave. Chiar să știți că am cu cineva din familie, am fost acum câteva zile. Nu este posibil ca un medic fiind de gardă să încurce fișele la pacient. Adică citea de pe fișa altui pacient la cel, la familiarul meu. Deci nu, întreba niște chestii care deci nu are rost, dar sunt așa de zăpăciți de ce se întâmplă acolo, că până la urmă îi înțeleg și pe dumneavoastră, să știți. Deci trebuie neapărat la nivel național făcut ceva. Ia să-l chemăm pe domnul Constantin Popa, domnul senator, să-l mai rugăm să insiste pe unde poate pe acolo, pentru că sănătatea și educația, în primul rând, ar trebui salvate. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Citesc și ultimul mesaj din această emisiune. Dacă vrem să vină medici sau vor să aducă medici, ar trebui să le dea domnul primar câte o casă în cartierul Orizontului și prime lunare, să se mai taie finanțările companiilor aflate sub jurisdicția primăriei care toacă banii noștri. Deci o propun la unii telespectatori. Nu? Le s-o oferă o casă în cartierul Orizont, poate ar mai veni medici. Nu, problema este că, dacă mi-aduc eu aminte bine, pe vremea regretatului și împușcatului, existau posibilități care, de construirea unor case pentru specialiști, acum facem, toată lumea să repede cu casele sociale. Ia mai faceți, fratelor, și case pentru specialiști pe care le puneți la dispoziția, să zicem, medicilor de la Spitalul Județean sau specialiștilor de nu știu ce domeniu, unde este necesar pentru comunitatea respectivă. Lucrurile astea văd că nu prea mai interesează pe nimeni. Toată lumea este cu ochii pe banii de la buget și atât. Bun, mai citesc un mesaj mai ironic așa al unui telespectator care se bucură că domnul Boșcodeală și-a mutat domiciliul la Constanța, la Năvodare, în județul Constanța. Ne scrie telespectatorul: foarte bine, poate merge să candideze acolo și ne lasă pe noi buzoieni în pace. Interesant. Mulțumesc mult pentru prezență, domnul avocat. Mulțumesc celor care au urmărit emisiunea noastră și au interacționat cu noi. Rămâneți pe Campus TV. Peste un sfert de oră urmează jurnalul. Până mâine eu vă spun la revedere, o notificație la finalul emisiunii. Mâine invitat va fi domnul Ciprian Iene, tânăr politician din opoziție, de aici de la Buzău. Atât pentru astăzi, încă o dată, la revedere!